anunță o ședință interesantă privind alegerea celor doi viceprimari ai municipiului Slatina. În acest moment nu se întrevede o majoritate clară. PSD are 10 consilieri municipali, PNL 8, iar AUR 2. Președintele PSD ULT, Marius Oprescu, a încheiat ședința de astăzi a Consiliului Județean cu o invitație care poate însemna că negocierile politice conturează totuși o majoritate. Deocamdată nu avem o dată certă privind ședința de constituire a Consiliului lui Local Slatina. Ce se va întâmpla în Consiliul Local? Chiar a așa a terminat ședința. Consiliul Local Slatina A spus ne vom vedea la constituirea noului Consiliu Local Slatina. Nu, nu, am spus că ne vom vedea la constituire, ne vom vedea la alegerea vicepreșed, viceprimarilor uh, Consiliul Local Slatina. Uh, Consiliul Local Slatina încă este ne, 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 neconstituit, dar, bineînțeles, după Constituire probabil va urma și o ședință, nu știu exact când o va stabili secretarul Consiliului Local Slatina, când va fi această ședință de alegere a viceprimarilor. Dacă în cadrul ședințelor de Consiliul Județean este liniște, așa cum a spus și dumneavoastră, la Consiliul Local Slatina, să ne așteptăm la circ, așa cum ne-am obișnuit de vreo două luni încoace? Așa cum evoluează și cum au demonstra lucrurile și după terminarea alegerilor din 9 iunie. Se pare că este activitatea de bază a actualei sau a actualei, deja a depus jurământul a actualei administrații Slatina, aceea de a face scandal din orice. Care este situația consilierilor locali ai PSD? Cine credeți că va avea majoritate în Consiliul Local Slatina? Nu aș putea să spun în momentul de față, lucrurile sunt într-o oarecare dinamică, ca să zic așa. N-aș putea spune că în momentul de față cineva a reușit să facă majoritate în Consiliul Local Slatina.